ora 21 și 10 minute și încă avem pui în zbor. Până acum au fost hărțuiți de către Uli. A dat, ia uitați. Deci avem undeva 13-14 puișori în zbor, ar trebui să fie 14 pentru a fi numărul complet cu cei care sunt deja intrați în crescătorie. Vom vedea când vor veni. În această seară au avut parte de antrenament intens, deoarece Uliul a dat aici pe acoperișul crescătoriei, au plecat toți puii și acum la această oră 9 și 10 minute, 21 și 10, încă mai avem în zbor un stol de puișori. Ia uitați. În mod normal, după ce am numărat eu înăuntru, ar trebui să mai fie 14 pui. O să-i număr să vedem dacă Uliul a avut succes sau nu a avut. Sau poate vreunul cine știe pe unde este și va veni mâine dimineață. Deocamdată haide să vedem când se vor lăsa acești pui. Deja este târzior, sunt speriați, agitați, dar asta e situația, natura spune cuvântul și eu îi aștept să se lase. Se întunecă destul de repede de acum încolo, este și puțin înnorat, vedeți unde plafonul de nori lipsește, chiar avem frumos senin acolo, dar să sperăm că nu mai apare Uliul și acum pe ultima sută de metri pentru a-i lăsa să se așeze pe acoperișul crescătoriei și implicit să intre înăuntru. 10, 13 am numărat eu, deci pare că este un puișor lipsă, dacă am numărat bine înăuntru. Asta e. Vedem când și dacă va mai apărea. 21 și 10 și au peste o oră jumate de zbor în continuu acum. Cred că se apropie momentul să se lase pe acoperișul crescătoriei. Trebuie să stau să intre înăuntru pentru că nu am dat mâncarea de seară puilor și după ce vor intra și aceștia le voi da și masa de seară. Cam târziu au avut ei parte de agitația asta și vor mânca mai târziu în această seară. Au mai trecut 10 minute, dragi prieteni, 21 și 20 de minute și puii sunt foarte, foarte agitați, deci de 10 minute stau eu aici și încă nu au avut nicio tentativă de a se lăsa pe crescătorie. Deja se întârzie ca și timp, 21 și 20 de minute. Ăștia mă fac de... O să plec direct la servici, direct de la crescătorie la servici, la schimbul 3. Sper să fie și pentru mine ultima zi de schimbul 3, fiind vineri astăzi. Vedem ce se va întâmpla la servici, dar asta este cu tot o altă problemă, nu are legătură cu porumbeii. Dar uitați-vă cum încă mă țin... Și au început să se lase. Haideți, mă. S-a lăsat și a luat-o deja în zbor. Ați văzut ce agitați? Mai avem unul singur pe crescătorie, care a luat-o și el în zbor. De aici vă dați seama de comportamentul lor și cât de agitați sunt, pentru că exact pe acoperișul crescătoriei Uliul a dat când erau toți cei 40 de pui afară.
Nu știu dacă a luat sau n-a luat. V-am spus, după numărătoarea mea, se pare că lipsește un puișor. Am numărat 26 de pui înăuntru și sunt 13 în zbor în acest moment. O să mai verific o dată, dar asta după ce se vor lăsa acești porumbei. Problema e că se întârzie, problema e că acum au puțină teamă să vină pe acoperișul crescătoriei și porumbei aproape de orele 21:30, porumbeii, puii noștri, zboară încă afară. Avem un număr de 13 puișori agitați, speriați, care încă nu vor să se lase pe acoperișul crescătoriei. La noi în zonă, cred că și în alte zone este la fel, dar la noi în zonă răpitoarele s-au mulțit excesiv, exagerat de mult. Nu știu ce putem face, nu cred că putem face nimic, deoarece sunt și protejate de către lege și asta e, se mulțesc în mod natural, dar se pare că numărul lor a crescut extraordinar de mult, se pare că porumbeii noștri sunt hărțuiți în permanență și cu atât mai mult cu cât puișorii sunt hărțuiți, aceștia devin sperioși, agitați. Trebuie să se obișnuiască și cu aceste lucruri. Din păcate, mai dureros este când uliul prinde porumbei maturi, porumbei pe care îi zburăm. Știți bine, la lotul de zbor aveam un număr de 9 femele, acum sunt doar 8. Una a căzut pradă tot răpitoarelor, bănuiesc, nu am văzut, nu știu, dar de acasă nu are unde să dispară, decât dacă uliul își face treaba cu brio, cu succes pentru el. Hai copiii mei, hai acasă, tati că-i târziu, hai lăsați-vă și să încheiem seara asta, să vă dau mâncărica. Numai, să vă spun sincer, nu mai știu la ce oră să eliberez puii, deoarece, indiferent când sunt eliberați afară, uliul este prezent dimineața, după amiază este mai greu să eliberăm, deoarece, sau cel puțin zilele trecute, a fost extraordinar de cald. Haideți că s-au lăsat. Acum să-i așteptăm să și intre în compartiment. Agitați, îl vedeți pe... Gata, băieții, intră. Hai înăuntru, tati. Avem albul acela care este pe... Ăla nu este al nostru, este un puișor străin, agitat și el. Uliul a fost forță astăzi. Hai copii, hai tati, hai! Și tocmai de aceea sunt și porumbei străini. Așadar, e posibil ca numărul de porumbei care sunt lipsă la ora aceasta să fie mai mare, mă refer la puișori. Foarte atenți, foarte, foarte agitați. Dar acum se vor liniști și în scurt timp cred că vor intra în compartiment. Deja este târziu. În mod normal nu las porumbei străini în crescătorie. De această dată, dacă
va intra și acest porumbel alb. Ia uitați-l, alb cu negru, e frumos. Dacă va intra, îl voi scoate din compartiment, va sta pe hol, îl voi hrăni separat și îi voi da să bea apă. Este târziu să-l mai gonesc acum de la crescătoria noastră, dar asta e. Hai mă, intrați și voi, hai! După ce vor intra și acești porumbei, o să mă duc să îi număr, o să mă uit dacă sunt alți porumbei străini prin ei și trebuie să le administrez masa de seară. Ia uitați, s-au hotărât. Hai mă, atentule, du-te și tu. Intră deja în compartiment. Mai avem un singur puișor de-al nostru și acest stranier. Ia uitați, o frumusețe de porumbel pare de aici. Să sperăm că va înnopta în siguranță. Asta e situația, dragii mei. Nu avem ce face. Răpitoarele ne antrenează porumbei, răpitoarele ne prind din porumbei, dar situația așa se prezintă și noi trebuie să mergem înainte, să continuăm indiferent de ce se întâmplă. Ne plac porumbeii, avem această pasiune și o să facem față cu brio, zic eu, la toate problemele acestea care se ivesc. Din păcate, nu îi pot număra, dragii mei prieteni, așa fugitiv. Se pare că nu avem niciun porumbel străin. Sunt agitați și vin la mâncare. Dar după ce am numărat în compartiment și în zbor, se pare că avem un porumbel lipsă. Asta ținând cont că e bălțatul acela albul, acela cu negru, este pe crescătorie și numărând 13 cu 26, 39. Vom vedea, voi vedea după ce vor mânca, vom vedea dimineață ce se va întâmpla. Până atunci, sper să vă placă și acest videoclip legat de puișori. Toate cele bune, seară plăcută, Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Vă salut cu tot dragul, la revedere și numai bine!